într-un peisaj foarte, foarte frumos acolo. Și la Paște eram dus de bunicul meu după cap, în spate, sub formă de rusac, la Biserica din Luminești. Și făceam un drum de acasă, de Solodor până la Luminești, de 2 ore. După ce ieșeam de la biserică, opream undeva lângă marginea pădurii, la iarbă verde, mâncam. Erau mai mulți care făceau drumeția aceasta. Mâncam ouăle roșii, care se vopseau în vremea aceea numai cu coajă de ceapă. Așa, nu erau descoperite alte tehnici. O felie de cozonac și după aceea ne făceam acasă. Ei, în mediul acela atât de picoresc de acolo, în vremea aceea, în anii 70 și ceva, către 80, nu că nu erau telefoane mobile, dar nici din acelea fixe nu prea era. Avea primăria, poliția și, eu știu, nu știu, spitalul. Și atunci mesajele se transmiteau prin poștaș, fie sub formă de scrisoare sau prin copiii care veneau de la școală. Și, dacă era și o urgență, cum munții dealului erau față în față, se obișnuia ca să se transmită de pe un deal pe celălalt, câte un mesaj, prin o anumită strigare. Și cine avea o voce puternică, ca să nu zic gura mare, atunci putea să strige și să-l audă, să-l audă, știu, fratele Aurel de dincolo, de pe partea cealaltă. Era într-adevăr acolo un nene care îl chema Aurel, nu numai la frumoasă. În familia în care m-am născut eu, acolo era o bunicuță, o chema Rafila și pe tataie, pe bunicul, chema Ispas. Bunica avea o voce foarte, foarte bună, cânta foarte bine. Tataie nu avea deloc muzica, și nu avea voce. Dar când se certau, era la fel. Ea avea voce foarte bună, iar el nu îi s-auzea vocea. El scăpa ușor cu vorbă, mă mergem cu opă, lasă-mă-n pace, că mă duc Andreea. Și pleca de acolo. Dar bunica, când era vorba de a transmite un mesaj dincolo, la Nea Aurel, a murit Aurică al lui Ilian. Ea făcea mâinile pâine la gură și striga și s-auzea până pe partea cealaltă. În dimineața aceasta vreau să vă vorbesc despre niște strigăte. Nu al Rafila, nici al Ispas, că el nu putea, al strigătele Mariei, de altă dată din grădina Învierii. După ce Domnul Iisus Hristos a fost pus în mormânt, s-a așternut în grădina aceea, numită pentru început sau pentru o vreme grădina mormântului, s-a așternut acolo o liniște profundă. O liniște așa cum este numită astăzi în popor și pe bună dreptate, o liniște ca de mormânt. Dacă vrei să n-auzi gălăgie, să n-auzi oameni care se ceartă, te duci în cimitir. Și acolo morții nu se ceartă. Dar, câteodată există și excepții la regulă. Morții nu se ceartă, rămâne regula de bază, dar se duc și vin și se ceartă și în cimitir. Că nu le ajunge locul, că s-a băgat la peste celălalt și așa mai departe. Dar de obicei este liniște. Liniște ca de mormânt. Totuși, din această regulă de bază, sunt spuneam și excepții, se mai aude glasul unor persoane, strigătul, dacă vreți, unor persoane nu numai când se ceartă de la locul de veci, dar și atunci când își plâng pe cineva drag care a plecat din familie. Și auzi uneori strigătul unei mame care își plânge copilul, strigătul unei femei care își plânge soțul și se întâmplă uneori lucruri de felul acesta. În dimineața Învierii, ceea ce este caracteristic acestei zile, este vizita femeilor la mormântul Domnului Iisus. Primii 3 evangheliști, Matei, Marcu și Luca, vorbesc despre vizita femeilor. Vorbesc într-un anumit mod despre această vizită.
Evanghelistul Ioan, care a văzut el să fie mai deosebit decât ceilalți, el vorbește și el, dar el vorbește în mod deosebit sau pune accent deosebit pe ceea ce s-a întâmplat cu Maria sau vizita Mariei la mormântul Domnului Iisus. Maria, în această vizită sau cu ocazia aceasta, trece prin anumite trăiri, prin anumite trăiri interioare și trăirile interioare o determină să scoată anumite strigăte, anumite strigăte, da. Noi toți trăim anumite stări și ne manifestăm în mod deosebit. De exemplu, probabil unii dintre dumneavoastră am auzit anumite persoane care, atunci când sunt în voie bună, fluieră prin curte. Alții sau la volan. Nu știu ce face fratele George la volan, toată ziua. Alții cântă, murmură cântări. Pentru că nici eu nu le-am cu muzica, ca și bunicul meu ispas, și nici nu pot să fluier, nici nu pot să cânt, dar bine, atunci eu scot într-un chiot, ca la munte, atunci când sunt bucuros, prin curtea bisericii, că albinele umblă, că în solar lucrurile sunt bune. Maria a trecut prin niște stări care au determinat-o să scoată niște strigăte. Aș vrea să trecem în revistă, să scot în evidență aceste strigăte ale Mariei din Duminica Învierii, din dimineața Învierii Domnului Iisus Hristos dintre cei morți. Iată care este primul strigăt al ei. L-am pierdut pe Domnul. Versetul 20. Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care i-a Iisus și le-a zis. Și a scos un strigăt. Au luat pe Domnul. Acestea au fost primele cuvinte. Cu alte cuvinte, l-am pierdut. L-am pierdut pe acela la care țineam așa de mult. Cum ajunge ea la acest strigăt, care poate fi numit strigătul disperării, da, sau strigătul durerii? Păi, nu trebuie să uităm faptul că această femeie, Maria Magdalena, pentru că despre ea este vorba, este cea care l-a iubit pe Domnul, care a fost la cruce în ultimele momente sau clipe din viața Domnului Iisus. Ea face parte din grupul acela care s-a unit împreună și și-au propus ca să ducă mirezme și să ungă trupul Domnului Iisus. Au planificat lucrul acesta. Dar nu numai că au planificat, la timpul potrivit se țin de cuvânt. Ele vin și nu vin de foarte aproape, fac un drum până aici la mormânt și dacă ne uităm în Evanghelia după Luca, în capitolul 23, versetul 49, acolo se spune că unele dintre ele erau din Galileea, așadar au făcut un drum până aici. Drumul acesta nu li s-a părut lung, pentru că îl făceau pentru Învățătorul, pentru Domnul Iisus Hristos. Însă, atunci când au venit la mormânt, textul spune în evidență că au venit acolo și au găsit mormântul gol. Și lucrul acesta pentru el a fost ceva grav. Nu se așteptau să găsească piatra dată la o parte și mormântul gol. Pleacă imediat de acolo și să nu ne grăbim să ne judecăm, pentru că au plecat, probabil și noi am fi făcut la fel. Când întâmpli o anumită problemă de felul acesta care te șochează, la care nu te aștepți, încerci cumva să te depărtezi de locul acela de problema aceea. Și au plecat. Dar, iată, în ceea ce privește pe Maria, se duce, așadar, la Simon Petru și la Ioan și spune, au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Mai târziu, când femeile pleacă, ucenicii pleacă, Maria rămâne lângă mormânt și spune Scriptura că a trăit o nouă experiență în viața ei. Și anume, textul spune, și a văzut doi îngeri în alb, șezând la locul unde fusese culcat trupul Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeia, au zis ei, pentru ce plângi?
Și ea le-a răspuns, sau ea a strigat și a spus, pentru că au luat pe Domnul. Pentru că au luat pe Domnul. Pentru că, iată, l-am pierdut pe acela pe care îl iubeam atât de mult. Inima mea era legată de el. Era o relație specială între Maria Magdalena și Domnul Iisus Hristos. Ceea ce este important de subliniat, este un lucru pozitiv în ceea ce privește acțiunea Mariei, iată, spune Scriptura, alerga la Simon Petru și la celălalt cucerit pe care îl iubea Iisus și le-a spus, au luat pe Domnul. A alergat la ei în nădejdea că aceștia pot să o ajute să-l găsească pe Domnul Iisus, pe cel pe care îl pierduse. Putem să trecem și noi prin experiențe de felul acesta, sau sunt oameni care trec astăzi prin experiențe de felul acesta, au avut o relație specială cu Domnul Iisus cândva, dar s-a întâmplat ceva la un moment dat, și relația aceea nu mai este cea care a fost altădată. Și l-au pierdut pe Domnul Iisus din inima lor, din trăirea lor. Și e bine dacă constatăm lucrul acesta, sau dacă oamenii aceștia constată și au acest strigăt al dispărerii, al durerii, și anume simt pierderea pe care au suferit-o. Pentru că unii nu simt lucrul acesta, și trăiesc mai departe ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. În situații de acestea, dacă ne uităm la Maria, este important să alergi la oamenii care te pot ajuta să-L găsești pe Domnul Iisus. Sunt și oameni care nu te pot ajuta. Nu te pot ajuta. De data aceasta, Petru și Ioan nu au putut să o ajute pe Maria să îl găsească pe Domnul Iisus, pentru că nici ei nu știau unde este Iisus, pentru că nici ei nu-L aveau. Pentru că nici ei nu-L descoperiseră, așadar n-au putut să-L ajute. Dar atitudinea ei este una corectă. Și pentru că Petru și Ioan n-au putut să-L ajute, a venit în ajutorul ei Domnul Iisus Hristos, cel înviat dintre cei morți, care îi se arată în mod direct în grădina Învierii, în grădina în care Maria rămâne la ușa mormântului și plânge. Strigătul disperării, așadar, al durerii, și anume, l-am pierdut pe Domnul. Am auzit unele suflete, unele persoane, uneori spunând, l-am pierdut în urmă cu 10 ani. L-am pierdut în împrejurarea respectivă și au ei mintea lor, în calendarul vieții lor, o anumită dată, o anumită împrejurare acolo în care știu, au pierdut ceva de rar. Orice pierdere ai suferit în lumea aceasta nu este mai mare sau nu se poate compara cu pierderea Domnului Iisus Hristos din inima ta și din viața ta, din inima mea și din viața mea. Maria, conștientă de faptul că l-au pierdut, a scos strigătul acesta și spune Scriptura că a spus așadar, au luat pe Domnul. Și nu oricum, Petru spune, pentru că au luat pe Domnul meu. Este ceva care aparținea ei, ceva strâns legat de inima ei. Mergem mai departe, următorul strigăt pe care l-a scos Maria în dimineața Învierii este strigătul iubirii. Și iată ce spune Maria de data aceasta. Stând în grădină și după ce Maria este acolo și așteaptă să se întâmple ceva, nu știa ceea ce se va întâmpla. Iată că după ce îngerii îi se arată, textul spune, după ce acesta a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeia, a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus. Spune-mi unde este, ca să mă duc să-l recuperez, ca să mă duc să-l iau. Maria nu persistă în această stare. Nu dorește ca relația ei cu Domnul Iisus să se răcească mai tare,
ci ea și dorește la revenirea a ceea ce a fost altădată. Petru și Ioan aleargă în momentul acela, în ziua aceea, la mormânt, așa, după ce Maria îi informează de ceea ce a găsit la mormânt. De ce numai ei, dacă acolo erau și ceilalți, este un subiect la care putem să medităm altă dată. Care este motivul pentru care merg la mormânt? Iarăși este un subiect sau o întrebare la care putem să medităm. N-a fost suficient cuvântul Mariei, informația Mariei cu privire la ceea ce este la mormânt. Ajung acolo și constată că Maria a avut dreptate. Trupul Iisus nu mai este acolo. Ce tragedie și pentru Maria, dar și pentru cei doi ucenici. Dar Scriptura spune că aceștia, cu supărarea suflet, au plecat. Și textul spune, apoi ucenicii s-au întors acasă. Acasă unde? Acasă fiind în odaia de sus, unde au petrecut ultima noapte, petrecută împreună cu Domnul Iisus la cina cea de taină. Dar rămâne acolo și plânge Maria în grădină și îi se arată așadar prima dată doi îngeri în alb și apoi îi se arată Domnul Iisus. Pentru că ea nu știe cine este persoana care îi se arată și pentru că îl confundă pe Domnul Iisus cu grădinarul, ea spune, Domnule, dacă l-ai luat, spune unde l-ai pus. Indiferent cât de departe l-ai dus, indiferent cât de lung este drumul până la el, sunt gata să-l fac, vreau să mă duc să-l găsesc, spune unde este Domnul meu sau unde este Domnul Iisus Hristos. Dacă era grădinarul, așa cum a crezut ea la început, grădinarul nu ar fi știut să-i spună unde este Domnul Iisus. Și sunt oameni în lumea aceasta, care, deși știu eu, au poate o diplomă, deși poate uneori anumite straie, deși au multe informații, hai să spunem, au un titlu, au o funcție, au un statut în societatea aceasta, cu toate acestea, nu știu să spună unde este Domnul Iisus, sau nu pot să-i ajute pe oameni să-L găsească pe Domnul Iisus. Nu va apela la oricine, ci întreabă pe cei care știu unde se găsește Domnul Iisus și aceștia te vor ajuta să-L găsești. Zilele acestea, săptămâna trecută și săptămâna aceasta, pe Digi24, a fost invitată o femeie care avea pregătire ca să vorbească despre tradițiile de Paști, tradițiile de Florii, anumite lucruri legate de Domnul Iisus, de intrarea în Ierusalim, de Paști. Doamne, câte greșeli! Mai în direct, așa mai în care țară, câte prostii spunea pe minut, câte aberații, așa, și am fost șocat vinerea trecută și când am văzut că și vinerea aceasta au chemat-o. Doamne, dar mai bine chemați un teolog, un preot acolo să spună. Ne învăța doamna respectivă cum mlădițele de salcie, puse la streșina casei, te păzesc tot anul de tot ceea ce este rău. Hai, ce ușor rezolvăm problema. Luăm niște mlădițe, le punem acolo și putem să-și uităm de ele. Problema rezolvată. Rezolvăm de un an de zile. Da, sunt oameni care degeaba îi întrebi. Că ei ar trebui, de fapt, să te ajute sau tu aștepți să te ajute și ei mai mult te încurcă. Și aș putea să dau un exemplu pe felul acesta, așa se întâmpla uneori și în trafic, că nu aveam tehnologia de acum, trebuia să oprești, să întrebi eu în București sau în altă parte, că unde vreau să ajung, la spitalul cu tare, la institutul cu tare. Și erau unii care mai mult te încurcau decât te ajutau. Așa. Răspundeau și după aceea, la care ai zis că vreau să ajung, la care spital? Dar cum mi-ai răspuns? Mi-ai spus să mă duc și bine ai trebuit bine, la care vreau să ajung. Da. Strigătul iubirii Mariei este cel de-al doilea care spune unde este. Eu sunt în căutarea lui Hristos, în căutarea lui Iisus din Nazaret. Cel de-al treilea strigăt al Mariei, de data aceasta este strigătul bucuriei. Și îl găsim
Așadar, iată, aici, spus de Maria, în versetul 16, Iisus i-a zis Marie, pentru că prima dată i-a zis femeie, de ce plângi, și ea nu l-a cunoscut, l-a confundat cu grădinarul, dar Domnul Iisus continuă și insistă și de data aceasta o strigă pe nume, și când a strigat-o pe nume, ea realizează cine este persoana cu care stă de vorbă, și atunci ea răspunde, sau scoate un strigăt, este strigătul bucuriei, strigătul încântării, și spune rabunii, care tâmpăcit înseamnă învățătorul. Strigătul acesta înseamnă, poate fi comparat, știu eu, cu strigătul unei mame la care vine fata acasă de departe, știu eu, de la Cluj sau de la departe, sau băiatul și spune, draga mami, draga nu tata, dragul mami, bine ai venit acasă. Așa o să zică și Ana Maria când o să vină Beni, prietenul meu de la Timișoara, la Alexandru, la Sighenești. Maria este încântată și scoate un strigăt de bucurie și spune, învățătorule, învățătorule, tu ești. Da, foarte interesant faptul acesta, că, iată, Maria nu este unde ar fi trebuit să fie, nici ucenicii nu sunt unde ar trebui să fie. Ei ar fi trebuit să fie în Galileea, pentru că acolo le promisese Domnul Iisus că îi va întâlni. Despre locul acesta vorbesc îngerii în Matei 28, cu versetul 7, femeilor, și același adevăr rostește Domnul Iisus Hristos. Cu toate acestea, ei nu sunt la locul în care trebuiau să fie. Și Domnul Iisus se simte sau vede nevoia, se vede obligat să-i caute în locul în care sunt. Și de multe ori, noi din punct de vedere spiritual, și nu numai din punct de vedere spiritual, chiar și fizic, nu suntem la locul nostru, la locul în care ar trebui să fim. Vă felicit că ați ales în această după-amiază să fiți în locul acesta. Consider că aici este locul nostru în această zi de sărbătoare. Aici putem să ne bucurăm de Învierea Domnului Iisus, să sărbătorim Învierea Domnului Iisus Hristos dintre cei morți și să strigăm plin de bucurie, Învățătorule, Mântuitorule, ne bucurăm că ai înviat dintre cei morți și că ești viu în vecii vecilor. Amin. Faptul că Domnul Iisus se arată și acolo, atunci când ei și ele nu sunt unde ar trebui, sau noi nu suntem unde ar trebui, lucrul acesta ne vorbește despre un har special din partea lui Dumnezeu. Har special din partea lui Dumnezeu. Dar e bine să nu profităm de bunătatea Domnului și să nu așteptăm, știu eu, porție de har special, ci mai bine să fim ascultători și să fim la înălțimea dorită de El și locul unde ne așteaptă și care ni se cuvine fiecare dintre noi. Amin. Ca să fiu mai bine înțeles, ieri am trecut prin piață, așa, într-o călătorie fulger pe acolo, ca unul care uitasem să mă iau ceva, am găsit câțiva cunoscuți pe acolo, și am luat de la cineva niște ridicule, da? Și m-au cunoscut, m-au mirosit că nu sunt de aici, m-au întrebat de unde sunt, și dacă ei m-au întrebat și eu am întrebat de unde sunteți, de la Cernet. Și am cunoștințe acolo. Și încă multe. Cunosc și păstorul bisericii de acolo și așa mai departe. Ah, păi și eu am acolo, Verișoane. Sunt rândă cu Nenuța de la primărie. Da, da, o cunosc, o cunosc. Nu știu, cu soțul, de fapt, un verișor. Mai slăbuț, așa. Și cu ocazia asta am spus și eu, mâine este ziua de Paști, când mergem la biserică. Eu am biserica în sufletul meu, în inima mea. Băi, frate, băi, nu știu cum vă cheamă. E ziua de Paști, vă rog eu, duceți-vă la biserică. Domnul Iisus a dus la templu în ziua de flori. Creștinii merg la biserică în ziua de Paști. Mă înțelegeți bine? Am ținut o predică mai scurt acolo și după aceea am plecat. Da, să mergem mai departe și să ne uităm și la cel de al patrulea strigăt al Mariei, și anume strigătul iubirii frățești. Când ai o bucurie în suflet, cu
cu cine o împărtășești? Cu dușmanii sau cu prietenii? Cu prietenii, nu? Cu prietenii, cu frații, cu cei dragi, de tot ce spui repede, le spui repede, așa, ceea ce ai realizat, ceea ce ai câștigat, ceea ce ai descoperit, că se reduce nu știu unde, că nu știu unde se dă bine anumite lucruri. Dacă aș fi la cenetul, ar spune, dar pot să pun și aici, unde are vezi ceapa, ridichile, mergeți repede acolo, că scăpați de el. E o poveste, poveste bună. Maria, textul spune că după întâlnirea cu el, Maria merge la ucenici. Ea trebuie să asculte de Domnul, care o trimite acolo. Maria aleargă, ascultă, da? Dar este de remarcat un lucru aici, și anume, ea nu are dreptul să spună ce vrea ea ucenicilor, ci ea trebuie să spună ceea ce le-a spus Domnul Iisus. Și ea are un strigăt al realizării, a victoriei și spune, Iisus este viu. Și textul spune, Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul. Am întâlnit pe Domnul, am văzut pe Domnul, este viu, este viu. Nu este adevărat ce spun preoții și alții că l-au furat ucenicii, nici vorbă, sau nu știu cine l-a furat, nu. El a înviat dintre ce mai... E adevărat ceea ce spunea el înainte de a muri cu câteva zile. Un strigăt care îl înalță pe el, care îl glorifică pe el, este vorba despre un strigăt al victoriei. Da. Strigătul acesta trebuie să-l înalți și tu, sau trebuie să-l rostești și tu. Și ori de câte oameni ai ocazia în zilele acestea, nu-ți fie rușine să spui, Hristos a înviat. E viu în vecii vecilor, slăvit și binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Amin. Dacă, știu, nu ești în momentul acesta, în locul acesta și poate nu ai ceva de spus cu voce tare, e important măcar în inima ta să spui ceva. Și Domnul este Cel care cunoaște și strigă pe inimii noastre fără cuvinte și de aceea să stăm înaintea Lui cu încredere și să spunem din toată inima, Doamne Iisuse, mulțumim pentru ceea ce ai făcut pentru noi la cruce și ne bucurăm că astăzi ești viu și vei fi în vecii vecilor. Amin. Amin. Strigătul iubirii frățești, l-am văzut pe Domnul, l-am găsit pe Domnul, căutați-L și voi, așteptați-vă să vi se descopere și vouă, mergeți în Galileea, mergeți la locul potrivit, aduceți-vă aminte de ceea ce spunea pe când era încă cu noi, El se ține de cuvânt. Ultimul strigăt al Mariei, care este prezentat în textul acesta, este în versetul 17. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă suit la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Puțin mai devreme am spus o frază așa anume, că Maria trebuia să meargă la ucenici. Era datoria ei să meargă, dar nu avea voie să spună ce vrea ea. Ea a fost trimisă cu mesaj special. Și Domnul Iisus i-a spus așa, du-te la frații mei. Și atunci, în mintea lui Mariei, trebuia să se nască gândul acesta, să se realizeze realitatea aceasta, așa anume, iată, Învățătorul, Mântuitorul îi numește pe ucenici frații lui în primele cuvinte după înviere. Da. Interesant este lucrul acesta. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Domnul Iisus i-a iertat, înseamnă că îi iubește, înseamnă că vrea să rămână ai lui, frații mei, spune Domnul Iisus, înseamnă că nu s-a schimbat și este același în atitudine, în dragoste față de ei. Domnul Iisus o trimite pe Maria, dar nu spune du-te la trădătorii aceia, la lașii aceia, care nu mai s-au lăudat că vor fi cu mine până la capăt, că vor vedea, că vor face și n-au făcut nimic. Nu? Nu-i trimite nici la, nu trimite nici la ucenici, la prieteni, ci la frații mei. Cuvintele acestea spuse de Domnul Iisus seamănă foarte bine,
seamănă foarte bine cu cuvintele lui Iosif, prototipul Domnului Iisus din Vechiul Testament. Când se întâlnește cu frații lui după ani de zile, frații ăștia au spus la un moment dat că sunt oameni de bine și consecrate. Știa el, Iosif, cât de consecrate sunt. Și în situația aceea în care se face de cunoscut, Iosif scoate și el un strigăt și spune: eu sunt Iosif, fratele vostru. Altfel tradus este: eu sunt Iosif, fratele vostru. Și dacă eu sunt fratele vostru, înseamnă că voi sunteți frații mei. Adică trădătorii aia erau frații lui, vânzătorii aia care l-au aruncat în groapă, care luase niște bani ca să scape de el, erau frații lui. Da, Iosif îi consideră frații lui. Și Maria este trimisă cu mesajul acesta, mesajul iubirii. Iisus încă vă iubește, v-a numit frații lui. A zis: uite și spune fraților mei. Noi dimineața aceasta putem să vorbim mult în textul acesta despre Maria, dacă vreți despre călătoria ei la mormânt, despre lacrimile ei, despre realizările ei și inclusiv despre ceea ce am vorbit și anume despre strigătele Mariei din ziua învierii. Dar toate aceste lucruri sau aceste vorbiri nu ne ajută la nimic dacă nu putem vorbi și despre strigătele noastre din ziua învierii. Tu ce simți să spui? Sau care este strigătul inimii tale în această după-amiază? Aș putea din toată inima să fii gata să spui că Maria de altă dată, Rabuni, Învățătorule, Mântuitorule, Domnul meu și Dumnezeul meu, cum spune Toma mai târziu, la o săptămână, și Maria strigă cu voce tare, spune ceea ce este în inimă, sau scoate în evidență ceea ce este pentru ea Domnul Iisus. Domnul Iisus este persoana de valoare, de preț din viața ei. Fie ca Domnul Iisus să fie persoana pe care tu să o prețuiești, să o consideri valoroasă, importantă, nu numai pentru alții, și pentru tine. Iar jertfa Lui, jertfa care ne-a dus tuturor la mântuire, am dat prin credință în El, fie numele Lui binecuvântat pentru toate în veci. Amin.